citind printre rânduri textele domnului Patriciu, pledează pentru înființarea unei formațiuni noi. Asta nu știu, da, cred că, nu știu de ce, domnul Patriciu, sunt sigură că vei răspunde la întrebări. Presupun, dar da, deci vă întreb ce credeți dumneavoastră. Nu, chiar nu știu. Aveți acea senzație? Nu, eu personal n-am avut senzația respectivă. Știu că vă referiți la un editorial, cred, a fost scris acum o săptămână sau două, în care vorbea despre nevoia de profiluri, nu? De ceva de genul acesta. Chiar și în ultimul editorial vorbește despre cum ar trebui să arate un partid, cum ar trebui să fie cutia de rezonanță a ONG-urilor, a energiilor din societate. Pe de altă parte, noi toți vorbim despre lucrul acesta. Chiar și cei care nu spun cu voce tare se gândesc că e nevoie de o alternativă, de altceva. Dumneavoastră credeți asta? Cu siguranță, da. Deci nu spun că trebuie un nou partid, dar cu siguranță ceva trebuie să se întâmple. Pentru că ceea ce e acum nu e nici reformă. Eu deja am și obosit de cuvântul ăsta reformă. Dacă ceea ce s-a întâmplat până acum în partidă se numește reformă, atunci e cazul să venim cu o contrareformă. Pentru că nu s-a schimbat mai nimic. Deci trebuie să se întâmple ceva, într-adevăr, la nivelul raportului dintre politician și cetățean. Să se întâmple unde? În interiorul acestor partide sau în afară? Eu vă spun ceva. Mi-e foarte greu să cred că partidele se vor reforma din interior. Eu nu cred așa ceva. Partidele se reformează în măsura în care simt o presiune acută din partea societății civile, a opiniei publice. Amintiți-vă, dacă nu mă înșel, cred că vorbim de anul 2000 sau 2004, când a existat acea campanie a societății civile ca partidele să-și scoată de pe listă persoanele care erau sau aveau certificat, nu, de colaborator cu CNSAS-ul, de la CNSAS. Credeți că partidele ar fi făcut vreodată această curățenie internă, dacă nu ar fi existat o presiune atât de mare și dacă societatea n-ar fi reușit să creeze o masă critică, ei bine, cât timp noi ne iluzionăm cum e lehamită, mi-e scârbă, mi-e silă, nu mă uit la televizor în sensul că nu mai mă interesează ce fac politicienii, nu mai îmi pasă de ei. Încă o dată e o realitate. Uitați-vă din nou la procentele absenteismului de la Baia Mare, 70% e asta enorm. Vreau să spun că în acest moment practic nici atitudinea populației nu e în regulă și nu face decât să favorizeze în acest moment păstrarea actualei clase politice cu metehnele ei. Ea se va schimba în măsura în care vine presiunea publică peste clasa politică și spune așa nu. Discutam înainte despre șansele înființării unui nou partid. Există și în zona PDL o preocupare pe tema asta. Acum câteva luni de zile, consilierul prezidențial la acea vreme, Sebastian Lăzăroiu, făcea teoria Partidului Alb ca zăpada. Ea n-a apărut încă, iar în timpul discuției online cu cititorii Hot News, dumneavoastră, doamna Săftoiu, ați declarat că nu credeți în albă ca zăpada și că mai degrabă ne va surprinde o lebădă neagră. Ce ați vrut să spuneți cu asta? Există o teorie acestei lebede negre care spune că trebuie să îndeplinească trei condiții. Să fie neașteptată, să creeze un șoc imens și practic să fie predictibil retrospectiv. Adică dacă te uiți în urmă, trebuia să-ți fi dat seama că se va întâmpla acest lucru. Practic, ceva se va întâmpla din punctul meu de vedere până în 2012. E o saturație de actuala clasă politică, în același timp este o tensiune publică foarte mare. Uitați-vă cât de des se aude propoziția nu-i mai suport, m-am săturat de atâta vorbă. Presupun că o să apară acel politician care brusc ne va oferi o altă variantă. Politicianul providențial mai există? Mai are dacă, România așa ceva? Nu cred că neapărat providențial, ci un politician care poate să depășească în acest moment tarele clasei politice. Dacă vă uitați în jur, unde îl vedeți? Sau cine e? Cum arată el? Cum îl cheamă? De asta e lebăda neagră. Practic nu o vezi și în momentul în care apare spui, wow, cum de nu mi-am dat seama că despre asta era vorba.
Haideți să vedem, dar în mod evident și eu cred că ceva se va întâmpla și se va întâmpla cineva care va avea curajul să ne spună altceva decât ceea ce auzim noi până acum și care va ieși din tipul de discurs, dacă vreți, conflictual. Nu cred în povestea aia cu gândirea pozitivă, pe mine mă cam obosește gândirea pozitivă, dar e clar, e o așteptare. Nu se poate ca la românii au talent să nu găsim și un politician cu talent care să ne să arate altceva. Și eu sunt aproape convinsă că așa e. Sigur că aș putea acum să vă dau niște nume, dar nu vreau, pentru că vreau și eu să am aceea surpriză.